Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și vom continua seria tutorialelor legate de platforma Nearpod. În tutorialul de astăzi mi-am propus să vă explic cum se poate realiza o resursă joc de tip asociat de etichetă. După cum știm din tutorialele anterioare, avem cele două butoane consacrate pentru crearea unei resurse, și anume butonul Create din partea stângă sus și butonul Create creează din partea dreaptă sus. O să folosesc butonul din partea stângă. De aici alegem din submeniul care se deschide, alegem activitate. Iar din mini fereastra ce se deschide, pentru ceea ce ne interesează pe noi, vom alege prima opțiune, asociază perechi. O să folosim această opțiune. Așteptăm să se deschidă și acesta este ecranul de început. Să încerc să vă explic puțin această interfață. Avem în partea de sus, în acest dreptunghi, zona în care putem să scriem instrucțiunile pentru elevi, ceea ce trebuie să realizeze elevii. În partea din jumătatea ecranului avem cele două etichete în care vom scrie informațiile pe care elevii trebuie să le asocieze. Atenție, în aceste etichete pot să scriu informații tip text sau pot să introduc imagini. O să vedeți imediat. Avem butonul de adăugare. Efectiv, când vrem să începem să punem informații în cele două etichete, vom folosi acest buton albastru. În partea dreaptă, vedeți că aveți această mini fereastră unde sunt exemple de bună practică realizate de cei de la Nearpod legate de acest tip de resursă joc. Vedeți că ele sunt grupate pe discipline, dar totodată sub fiecare disciplină, fiecare domeniu, sunt trecute și clasele cărora resursele acestea se adresează. Vedeți clasa 8, clasa 9, clasa 8, clasa 4 și avem în partea de sus și un buton de căutare în această librărie. Dacă această fereastră ne deranjează, este foarte simplu. De la această săgeată putem să o închidem și să o deschidem. Vedeți că ea acoperă acest buton de adăugare timp, timerul. Eu am să las fereastra închisă ca să am vizualizare și la acest buton. În continuare, avem timerul despre care v-am vorbit aici. De aici putem să adăugăm perioada de timp pe care o alocăm pentru sarcina respectivă de lucru. Iar în partea de jos, dreapta jos, avem butonul Save. În momentul în care am terminat ceea ce aveam de lucrat, efectiv folosim acest buton. Sau dacă vrem să anulăm totul, folosim butonul Cancel, anulare. Haideți să ne apucăm să demonstrăm puțin ceea ce v-am povestit până acum. La instrucțiuni o să spun așa, te rog să asociezi litera cu imaginea potrivită. Potrivită. Te rog să asociezi litera cu imaginea potrivită. Am scris instrucțiunea. Mergem la adaugă în perechiere. Acest buton albastru.
Și vedeți că se deschid cele două etichete. După cum spuneam mai devreme, avem mai multe posibilități. Să introduc text într-o etichetă și text în cealaltă, să introduc imagine într-o etichetă și imagine în cealaltă, sau să introduc text într-o etichetă și în cealaltă etichetă imagine, sau să introduc imagine într-o etichetă și în cealaltă etichetă să introduc text. Atenție, într-o etichetă nu se poate adăuga decât o singură opțiune, fie text, fie imagine. Nu le pot folosi pe ambele. Vedeți că aici se spune text sau imagine, text sau imagine. Bun, haideți să adăugăm în prima etichetă text. Și o să spun aici, o să scriu litera, să spunem E. E mic. În cealaltă vreau să adaug o imagine. Vedem că avem mai multe opțiuni. Fie să încarc o imagine din calculator, o imagine pe care ar fi bine să o salvați în prealabil, să nu stăm să o căutăm în momentul în care lucrăm, sau din cloud, din Google Drive, din OneDrive sau din Dropbox. O să folosesc opțiunea de a încărca din calculator. Aveam pe aici niște imagini salvate. Bun. Elicopter. Vedeți că la imagine avem și această opțiune, plus sau minus, să micșorăm sau să mărim imaginea pe care am introdus-o. Sau dacă dorim să ștergem, folosim butonul de ștergere, coșul de gunoi. Și în prima etichetă, și în a doua etichetă, dar și în prima etichetă aveam aceeași opțiune. Vedeți că în momentul în care introducem text, aici, în partea dreaptă, jos, pe, în etichete, ne arată întotdeauna numărul de caractere pe care le mai am la dispoziție pentru a le folosi. Deci 199 și un caracter pe care l-am folosit, 200 de caractere este numărul maxim. Atenție, în acest număr de caractere îmi intră și spațiile dintre cuvinte. Am terminat prima asociere, o să-i dau, adaugă o altă asociere. În prima imagine, nu mai mi-aduc aminte ce imagini am descărcat, așa că o să folosesc a doua etichetă, adaugă imagine, din calculator, pește, open. Și acum, vedeți că nu contează ordinea în care folosesc etichetele. În prima imagine, introduc text și o să scriu litera P. Adaugă o altă etichetă, adaugă o imagine. Rață, am introdus imaginea, în partea cealaltă introduc text R. Adaug o altă asociere din calculator, umbrelă, open, bun, și aici introduc litera U. Am terminat asocierile, când am terminat folosesc butonul Down. Da? Folosesc acest buton și spun sistemului că am terminat asocierile. Dacă între timp eu vreau să m-am răzgândit și vreau să mai adaug alte asocieri, folosesc în continuare acest buton adaug asociere, acest buton. Deci, vedeți că în resursa mea am una, două, trei, patru asocieri. În acest moment vreau să verific dacă ceea ce am făcut eu arată bine și este corect totodată. E, pentru aceasta, vedeți că mi-a apărut o nouă opțiune aici, anume butonul preview. Da, o preview înseamnă previzualizare. Haideți să folosesc și eu previzualizarea să văd cum arată resursa pentru elev. Închid instrucțiunile. Și avem așa. R cu rață, e bine, P cu pește, e bine, U cu umbrelă, este bine, E cu elicopter, e bine, toate sunt ok, patru asocieri din patru încercări. Dacă aveam mai mult de patru încercări, când o să vedeți la elev, dacă au mai mult de patru, numărul de asocieri pe care le-am pus eu, dacă sunt mai multe, vor avea 5-6 încercări, înseamnă că diferența reprezintă numărul de greșeli. De aici, de la acest X, se închide previzualizarea. Am și verificat, totul este ok. Folosesc butonul Save, salvare, pentru a salva resursa. Aștept să facă salvarea.
Vedeți că în mod implicit nu mi se dă un titlu resursei mele, lecție fără titlu, dar noi putem acum să mergem, să facem click în această căsuță și să spunem exerciții asociere. Exerciții asociere. Bun. Tot ce am de făcut acum, pot să-i mai dau o previzualizare, dar am făcut-o anterior, nu este cazul. Ce am de făcut este să-i dau salvare și ieșire. Save and exit. Această opțiune. Atenție că în partea dreaptă sus, că discutam de cont în primele tutoriale, ne spune cât ocupă resursa noastră. Această resursă ocupă 2,2 mega din 100 de mega pe care noi aveam ca spațiu pentru resurse în mod free. Dacă am ajuns aici, am spus că folosim opțiunea Save and Exit. O vedeți aici jos. Save. Și ura, avem resursa salvată aici, uitați-o, exerciții de asociere. Da? În momentul în care plimb cursorul peste resursa mea, vedeți că aveți cele două butoane consacrate, participare în mod sincron, participare live sau să transmit resursa pentru lucru, în ritm propriu pentru elevi. Sfatul meu este ca în moment, după ce folosiți resursa în participare sincron cu elevii, adică în același timp și dumneavoastră și elevii, puteți să generați codul și pentru lucruri proprii pentru elevi, ca să o poată folosi ca activitate independentă și să o puneți pe una dintre platformele de învățare pe care le folosiți la clasă, în speță Google Classroom sau, mă rog, fiecare Kinderpedia sau ce platforme folosiți. Am să vă las dumneavoastră plăcerea de a exersa modul de transmitere a resursei pentru elevi. Dacă nu vă descurcați, vizionați tutorialul numărul 3 în care se explică modul de lucru. Mult succes în ceea ce vă propuneți să exersați pe această platformă și mult succes în relația face-to-face sau în online cu elevii pe Nearpod.